Bani pentru vin de calitate. Banca Europeană pentru Investiții va acorda Republicii Moldova 50 de milioane de euro pentru reformarea sectorului vitivinicol. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii Valeriu Cosarciuc. Potrivit lui Cosarciuc, pe lângă minister va fi creată o structură consolidată care va implementa și monitoriza programul de restructurare. Noi suntem siguri că prin implementarea unor programe de restructurare, companiile vinicole vor deveni mult mai competitive și vor produce vinuri de calitate care pot fi vândute pe piețele Uniunii Europene sau pe piețele din vest. Banii oferiți de Banca Europeană vor fi acordați sub formă de credite agenților economici după anumite criterii. Creditele vor fi acordate agenții economici care vor avea planuri de afaceri, adică asta ar însemna ca o piață de desfacere a producției vitivinicole și vor produce vinuri de calitate. Totodată, ministrul agriculturii a anunțat că va trimite până pe 7 septembrie serviciului rus de stat Roselhoznadzor lista modificată cu firmele moldovenești care vor exporta fructe și legume în Federația Rusă. La această înțelegere s-a ajuns în urma negocierilor purtate în această săptămână cu partea rusă.